Primul concurs al anului la aeromodelism s-a desfășurat săptămâna trecută la Ghimbav, fiind prezenți și sportivi argeșeni. A început sezonul comisional 2015, cam fiecare an cu probele de sală, armele de interior și tot cam așa început de vreo 5 ani la Brașov. Brașov a rămas deja tradițional ca debut de campionate naționale la sala de sport din Ghimbav, care este mai puțin ocupată cu alte discipline și avem și noi loc pe lângă ei, sau la Eurocopter. În weekendul acesta am avut naționalul de Max Indoor, concurs tradițional iarna, unde din Pitești, la CAI din Pitești am participat cu două echipe de juniori, una de la SCM și una de la CSU și o echipă de seniori de la CSU. Cum era de așteptat, reprezentanții județului nostru au avut o prestație pe măsură. Pot să spun că a fost un show sau un recital piteștean, pentru că în final podiumul atât la seniori cât și la juniori a fost integral de la Pitești. La senior locul 1 Aurel Popa, locul 2 eu, locul 3 Vasile Nicoară și bineînțeles locul 1 la echipe. La juniori, Alex Iordache a câștigat, e campion, locul 2 Hariton Dorobanțu și locul 3 fostul campion Mihnea Prodonel. Normal că și la echipe, aceștia 3 pe primul loc. Locul 2 la echipe a revenit CSU-ului, unde a fost Hariton pe locul 2 deja individual, în echipă cu Luca Fițion și cu Laurențiu Anca. Sezonul continuă pentru aeromodeliști cu o competiție ce se va derula la Bacău.